Intrarea PSD la guvernare este acum și scopul Partidului Social Democrat? În primul rând, noi am vrea să ajungem la anticipate, pentru că această majoritate parlamentară nu mai reflectă dorința cetățenilor clar și evident. Și e mult mai ușor să guvernezi când ai un suport parlamentar. Dar în acest moment, Partidul Social Democrat, așa cum văd eu, e singurul care mai vorbește de ce se întâmplă în țară și de cetățean. Deci chiar astăzi s-a depus un proiect legislativ pentru ajutarea IMM-urilor care vor avea de plătit facturi foarte mari la energie și din start oamenii nu-și mai vor permite să țină angajații respectivi, vor opri producția și unde o să ne ducem? Și gândindu-mă la energie, n-am cum să spun, să nu spun că m-am gândul meu a mers la spitale și la cămine de bătrâni și la căminele de copii și așa mai departe, pentru că ei au bugetat o sumă, da, de la începutul anului și nimeni nu s-a gândit că facturile vor exploda în halul ăsta. Și mă gândesc dacă într-adevăr vor fi sprijiniți de autoritățile locale să poată să treacă iarna. Gândiți-vă un spital cât curent electric folosește, toată aparatura, operațiile, ce mai au ei? Cantină și ce mai au? Totul se mișcă cu curent. Va fi o iarnă complicată pentru toată lumea. Noi facem în Parlament tot ceea ce putem. Facem amendamente, depunem legi, le susținem. Suntem destul de activi pe partea asta. Pentru că știți, până la urmă, zona asta de dreapta vorbește de liberalizarea pieții, da? Dar acum, în momentul în care se găsește România, îți trebuie măsuri de stânga. Trebuie să protejezi populația. Că zice Uniunea Europeană, nu știu, să nu mărim salariul minim. Nu! Tu ai obligația să-ți protejezi cetățenii. Mărești salariul minim. Ești obligat să ajuți oamenii măcar cu, nu știu, 200 de lei pe lună. Pentru că prețurile au crescut la tot. Servicii, produse, carburant, energie. Deci viața în sine s-a scumpit. Și părintele ăla care putea să-i ofere copilului, nu știu, o ieșire în oraș, să-i cumpere lucruri, la un moment dat nu o să mai poată, că trebuie să plătească facturi. Nu poți să-ți lași cetățenii așa. Să te arunci în lupta asta politică la vârful unui partid care azi e, mâine nu mai e la guvernare și să uiți de ce ești tu acolo. Tu de ce ocupi funcția aia acum ca șef de al guvernului? Când vezi că totul în jurul tău se destramă, când vezi că oamenii o duc rău, când efectiv gâfâie țara asta de probleme și tu ai o problemă cu Orban. Oamenii nu vă întreabă de ce nu preluați guvernarea, votanții Partidului Social Democrat, vă întreabă de ce nu preluați guvernarea acum dacă... Nu, a zis nimeni că nu vrea să preia guvernarea. Deocamdată acest guvern trebuie să plece într-o formă sau alta. Dar ce punem în loc? Asta e întrebarea. Ce punem în loc? Noi avem o echipă de oameni pregătiți. Avem departamentele pe domenii de specialitate care funcționează și care se ocupă. Adică PSD e un partid mare, vechi, cu resurse, organizat, disciplinat și care se poate organiza să preia guvernarea. Dar lucrurile astea nu se fac peste noapte. Trebuie să vedem care moțiune trece, în ce condiții trece. De dorit ar fi anticipatele. Dar e foarte greu de ajuns. Anticipatele. E foarte greu de ajuns, e de dorit, noi asta ne dorim. Câțiva pași pe care avem de făcut. Și... Vă dați seama, la nivel de leadership se discută tot timpul care este cea mai bună soluție, așteptăm ziua de 28 și după aia vom vedea, se vor lua decizii. Sunt ședințe organizate la vârful partidului unde discutăm cele mai bune opțiuni pe care le avem. Dar nu trebuie să pierdem niciodată în vedere oamenii. Pentru că în primăvară vom ieși foarte greu. Pe lângă problemele astea cu scumpirile și cu energia, avem această pandemie care ne-a cotropit. Vedeam azi că București mai are 3 locuri la ATI. Iar ne-am întors de unde am plecat. Și îl vedem pe domnul Câțu ca o floare, floricică, așa ieșim și spunem, vai, nu ne-am pregătit bine de valul 4 să răspundă cei care... Păi tu unde ai fost? Nu tu ești șeful guvernului? Nu tu știai, doar vorbeai de valul 4.
Se aruncă vina de la guvern la sănătate, la Ministerul Sănătății, la e un ping-pong așa de declarații. Vedem resuscitat și domnul Vlad Voiculescu zilele acestea. Eu cred că nu trebuie să dai vina pe un minister, pentru că lucrurile sunt cumva legate. Tu, la nivel de guvern, trebuie să ai o viziune unitară și să vorbești cu ministrii tăi astfel încât să ajuți țara să treacă de asta. Noi toată vara n-am avut restricții, toată lumea s-a plimbat, toată lumea munte, mare, în străinătate. După aia am avut acele spectacole cu mii de oameni și acum culegem ce am semănat.